Denisa a fost un copil perfect sănătos, povestește mama. Însă drama vieții familiei a început în acea zi nefastă de noiembrie 2014, când Denisa era la școală în clasa a șaptea. Fusese plecată în Belgia alături de mama, care muncea pentru a asigura traiul de zi cu zi. S-a întors la școala din satul natal Malu cu Flori, acolo unde colegii au refuzat să o reprimească. Potrivit părintelui, Denisa era stigmatizată de ceilalți elevi care se purtau violent cu ea. În acea zi neagră a fost împinsă de colegi, a căzut și s-a lovit cu capul de tocul ușii. A fost inconștientă. Domnul fost director, ca atare, asta cu mâinile în buzunar. 6 luni de zile erau dureri cumplite, dureri de cap care îi cedau doar cu analgezice. Au urmat contracțiile sistemului muscular care o dezechilibrau. Era conștientă, vorbea, însă în acele crize îi cădeau obiectele din mână. Mama și-a pus semne de întrebare, s-a gândit că pot fi urmările accidentului. I s-au făcut analize și investigații. Nu se vedea nimic, iar părintele continua să se întrebe care este cauza, ce se întâmplă cu copilul ei. De atunci a început calvarul, iar în 3 martie 2014 a fost criza majoră care a sufocat-o. Deci, efectiv, 30 de minute mi-am văzut cum moare copilul și nu pot face nimic. Deci, exact cum strângi un om de gât, gâtul negru, cap cu tot, chiar tot la bunia ei s-a întâmplat. Am sunat, au venit cei de la ambulanță, a venit vecina, i-a făcut respirație gură la gură, a început să-și revină. Am ajuns cu ea la Spitalul Județean. De la Spitalul Județean, după mai multe investigații și diagnostic general, mama a ajuns cu Denisa la spitale din București, unde o echipă de medici a pus diagnosticul de epilepsie focală frontală dreapta farmacorezistentă. Am făcut am făcut EEG, i s-a recoltat probe hematologice, i-a făcut CT-ul, la CT-ul nu s-a văzut ochii, zice, bun, facem RMN-ul, am făcut RMN-ul. Ne-a dat programare pentru 4 decembrie în Spitalul Universitar ca să facem un EEG de traseu, să vadă dacă este epilepsie sau nu. Am mers pe 4 decembrie, am făcut acel traseu, EEG de traseu. Doamna doctor a spus, zice, da, este clar epilepsie. Zice, vedem ce este, zice, la final. La final a pus diagnosticul, epilepsie farmacorezistentă focală frontală dreaptă. Există și o rezolvare în cazul Denisei. O echipă de medici de la o clinică privată din capitală o poate opera, recuperarea fiind de peste 90%. Însă costul intervenției se ridică la 10.000 de euro, bani de care mama, singura care o îngrijește, are nevoie urgent și pe care nu are de unde să-i facă rost. Intervenție care costă în jur de 33.500 de lei, iar cu cheltuielile de spitalizare și restul, cheltuielile indirecte, deci în jurul se ajunge la 10.000 de euro. Fac apel către toți cei care pot din puținul lor să, câte puțin, puțin de la fiecare, se poate face suma, strânge suma ca să îi putem salva viața. Poate să, v-am spus, într-o cuvânt să facă tot ce fac ceilalți copii care nu sunt bolnavi. Oamenii cu suflet pot întinde o mână de ajutor Denisei, atât de greu încercată de viață la o vârstă atât de fragedă. Puteți face donațiile în conturile RO51INGB00000999026319991 pe numele Adriana Gavrilă și RO44INGB00000999021776 pe numele Manea Andreea Denisa, sau le puteți contacta la numărul de telefon 0764782825.